Chiar dacă nu realizăm, există mai multe tipuri de minte, mai multe tipuri de minți prin care oamenii trăiesc experiența. N-are sens să intru în detalii despre ceea ce înseamnă mintea. Presupun sau pretind ca măcar această bază să fie cunoscută. Nu mă refer aici la mintea văzută la modul occidental ca fiind acel univers al gândurilor, ideilor și concepțiilor mentale pe care le are o persoană. Mă refer la sem sau mintea care este experiența subiectivă a tuturor aspectelor, începând de la percepțiile senzoriale și până la sentimentul eu-ului, sentimentul de sine. Cu alte cuvinte, persoana cu toate experiențele ei subiective. Există o diferențiere a practicilor spirituale în funcție de tipul de minte. Ca să înțelegem diferențierile acestea, ar trebui în principal să înțelegem câte tipuri de minte există. De ce merită această evidențiere? Pentru că dacă nu o facem, riscăm să credem că cu toții împărtășim același tip de minte, ceea ce este greșit. Este ca și cum dacă tu ai trăit toată viața într-un sat, în satul tău natal, tu crezi că toată lumea este identică cu lumea de la tine din sat. Este o concepție eronată comun împărtășită de majoritatea oamenilor care cred că toți cei din jur sunt asemenea lor. În realitate există multe tipuri de personalități, de minți, însă din perspectiva spirituală ne interesează doar două. Există o minte nematurizată spiritual, să-i spunem așa, este mintea celui care nu este capabil să se disocieze de propriile procese cognitive, de propria subiectivitate și să se perceapă pe sine ca fiind distinct de aceste elemente subiective ale propriei minți. Și cei care au această capacitate de a observa mintea ca fiind ceva separat de ei. Asta face diferența între practicanții căilor individualiste, să le spunem așa, a căilor efortului, da? Și cele ale eliberării spontane, cum se spune, în care nu trebuie să faci niciun efort pentru că realizarea este spontană. Și de aici și calificarea pe care unii oameni vor sau nu vor să o aibă, sau își doresc sau nu își doresc să o aibă în direcția asta. În tradițiile spirituale hinduse și în shivaism și în budism, în vajrayana și în și în Dzogchen există această concepție a existenței acestor două posibilități, acestor două căi. Calea efortului, în care te rogi, postești, meditezi, respecti, percepte, faci, cu alte cuvinte, eforturi individuale susținute, continue, intense, pentru atingerea rezultatului. Și calea atingerii fără efort a rezultatului, în care pur și simplu, printr-un aparent act de grație, instantanee, eliberată de orice efort, persoana respectivă atinge în mod spontan realizarea. Și foarte mulți oameni s-au lăsat seduși de această idee și au mers către această a doua cale, care este aparent mai ușoară, din două motive. În primul rând pentru că au văzut că este mai scurtă și în al doilea rând pentru că erau leneși și nu-și doreau efort. În plus,
Întotdeauna s-a afirmat că realizarea acestei celea de-a doua căi este mult mai completă și mai profundă decât prima cale. Adică s-a spus în multe contexte că Dzogchenul este, din punct de vedere al gradului de realizare, urcă undeva mai sus decât practicile tantrice obișnuite. Acum, din perspectiva înțelegerii mele, care este una parțială, dar totuși probabil că este mai mult decât au cei care mă urmăresc, o să încerc să povestesc din ceea ce am înțeles eu. În primul rând, căile de tip tantric, într-adevăr, au ca parte centrală, ca element central, practicantul. Practicantul care se generează, practicantul care se roagă, practicantul care realizează diverse tipuri de acțiuni virtuoase, practicantul care realizează acumulare de înțelepciune și de merite, da? El este în centrul experienței, el este în centrul practicii. Practicantul. Pe când în... Și e important să fie așa. De ce? Pentru că în lipsa acestui efort, în lipsa unei discipline, unei perseverențe, transformările la nivelul minții nu apar. Și despre ce transformări vorbim aici? Este vorba, în primul rând, de o stare de echilibru care face ca mintea să se mai elibereze din sclavia întipăririlor experiențelor anterioare, din prejudecățile pe care le-a construit prin această repetitivitate. Se eliberează mintea de toate condiționările care i-au creat obtuzități și viziuni înguste, lipsă de flexibilitate. Cu alte cuvinte, acest lucru este la nivelul minții conceptuale. Este un lucru cu mintea, cu netezirea sprimilor, cu flexibilizarea ei, cu lărgirea câmpului de înțelegere, cu creșterea ei organică, cu o creștere oarecum pe orizontală. Și e normal să fie așa. De ce este mintea? De ce crește mintea în modul acesta? Pentru că la fel cum mergi la un învățător și înveți o materie, înveți o meserie, înveți un obicei, o deprindere, la fel se dezvoltă mintea după regulile acestea ale lumii, în această etapă a evoluției ei. Dar cel mai important este că pe această cale mintea capătă niște însușiri specifice căii spirituale. Capătă devoțiune, capătă compasiune, capătă aspirația către ceva mai mult decât are în mod obișnuit, către un anumit timp de înțelegere și ea devine echilibrată și ușoară. În momentul în care atinge o stare de echilibru și de armonie foarte mare, mintea pur și simplu devine capabilă de momente de tăcere, de momente în care ea se dizolvă, momente în care, datorită echilibrului, toată soliditatea și existența ei începe să se topească, începe să lase loc altceva, și anume conștiinței pure, care se află în permanență în spatele ei și care generează mintea, care o susține și care, în lipsa căreia, mintea n-ar putea exista. Asta este calea tantrică, asta este calea aceasta etapizată a efortului, a muncii, a lucrului. Apoi este calea aceasta a realizării spontane. În realizarea spontană,
Desigur că nu există efort. Dar de ce nu există efort? Pentru simplu motiv că în momentul în care experiența naturii conștiinței este trăită, nu înțeleasă, trăită, nu există cineva, nu mai există o persoană care să facă efortul respectiv. Și atunci ea se realizează fără efort. Asta nu înseamnă că nu vor fi eforturi, asta nu înseamnă că nu va exista o practică, nu înseamnă că nu se vor face, poate dintr-o perspectivă externă, niște acțiuni extraordinare, aproape supraumane, imposibile pentru o ființă obișnuită. Ele vor fi acolo. Însă nu le va realiza cineva, o persoană, și nefăcându-le o persoană, ele nu vor fi însoțite de efortul acela colosal care le-ar face imposibile pentru ființa obișnuită. Asta este diferența. Însă cum faci să dispară persoana? Cum faci să nu existe practicantul? Și aici intervine acea diferență esențială pe care o menționam la început, cu cele două tipuri de minți. Este mintea aceasta lipită de experiențe, în care observatorul este înglobat în experiență, care nu reușește să se desprindă nici măcar pentru o secundă de propriile percepții, de propriul subiectivism. Și există cel care este capabil de o ușurință de a se observa, de a-și observa propria minte, de a observa procesele minții fără să se lase absorbi de ele. Aici, asta face diferența. Ești capabil să observi procesele minții care apar, se nasc, cresc, se manifestă și apoi dispar, fără să intervii asupra lor, fără să le urmărești, fără să le modifici, fără să le analizezi, ci doar pur și simplu să le observi, chiar și fără intenția de a le observa. Pentru că chiar și intenția presupune o persoană care există în cadrul experienței. Dacă ești capabil să faci această practică, această bază, acest început, și chiar în mod spontan, și spuneam că dacă ești capabil de această relaționare cu mintea în acest mod și ești capabil să-ți observi mintea și asta este modul tău de fapt de relaționare cu mintea, de interacțiune cu ea, îți este specific, îți este familiar, probabil din alte existențe. Asta înseamnă că ești din categoria celor care au acces la elevată și pe care foarte mulți ar vrea să intre, însă nu toți sunt calificați să o facă, datorită faptului că ei posedă primul tip de minte. Mintea aceea care este încă sudată între toate elementele ei, care nu lasă observatorul liber, în care observatorul nu are încă maturitatea necesară. De fapt, mintea respectivă nu este suficient de matură pentru a permite maturată, cred că e cuvântul mai corect, pentru că cu cât acumulăm mai multe experiențe în samsara, în existență, în roata existenței, cu atât crește această capacitate a noastră de a trăi experiențele fără să ne mai identificăm cu ele. Iar în principal această calitate extraordinară vine ca urmare a unor îndelungi suferințe. Suferința este cheia, este modul în care Universul ne maturizează și ne învață să nu mai fim lipiți de obiectele simțurilor, de conștiințele senzoriale, de atașamentele noastre și nu în ultimul rând de tot ceea ce noi avem ca fază identificare eu, adică persoana noastră. În momentul în care ești capabil să lași persoana să dispară într-o experiență, când percepția este fără un observator, fără un eu care să analizeze, care să raporteze la propria persoană experiența, într-un soi de oglindire, atunci putem spune că suntem calificați pentru această a doua cale. Calea aceasta este o cale în care
nu ai cum să cuantifici prin aspecte externe evoluția ta, rezultatele practicii tale. Nu apar stări miraculoase, nu apar îngeri, nu apar lumini, nu apar curcubee, peisaje mirifice, nu apar puteri paranormale, nu apare absolut nimic. Realitatea rămâne așa cum este ea. Singurul lucru care se schimbă este această percepție plină de prospețime, plină de viață a observatorului, această vigilență, această stare de trezire, de claritate pe care calitatea aceasta a conștiinței o dobândește prin disocierea repetată care devine obișnuință de minte și de toate aspectele minții. Asta este o practică pe care nu o faci formal, nu te așezi în fund și faci o meditație. Nu este o practică în care te izolezi de lume ca să se întâmple ceva. Este un obicei, o atitudine pe care mintea o dobândește clipă de clipă, uneori chiar și în timpul somnului, care deja nu mai depinde de un observator activ, o persoană care își dorește să practice asta, își dorește să facă aceste lucruri. Ea este exact ca o manifestare naturală a acestei transformări care survine datorită acestui rafinament gradual care se produce. Dacă înțelegem aceste aspecte, vom înțelege la un moment dat că realizarea care se obține ca urmare a acestei practici este o realizare cu totul specială. Este o realizare a propriei naturi, care nu depinde de trecut, nu depinde de viitor. Nu este ceva ce se va întâmpla, cum spunea Swami Sarvapriyananda, chiar ieri l-am ascultat și extraordinar a spus. Nu este o înviere pe care o vom dobândi la venirea Mântuitorului Hristos. Nu este o iluminare care se va petrece undeva în viitor. Nu este ceva care va veni după Apocalipsă. Nu este o ridicare la cer. Nu este ceva care are un timp și un spațiu specific. Este o experiență care a existat acolo din totdeauna. Am putea spune că e banală dacă ar fi banală, dar nu este deloc banală. Este, în schimb, extrem de naturală. Este o experiență pe care noi, fiind din totdeauna atât de ocupați cu mintea noastră, cu tot ceea ce noi considerăm că suntem, că însemnăm, nu am putut-o conștientiza, n-am băgat-o în seamă, n-am analizat-o, n-am realizat-o. Asta este această experiență a realizării naturale, a propriei noastre naturi. Știu că sună pleonasm să folosești de două ori cuvântul natură, natural în exprimarea acestei stări de lucruri și totuși credeți-mă că nu este așa. Este pura realitate, este o experiență care nu poate fi descrisă în alt mod. Mi-aș dori să existe o scurtătură, un mod de a explica aceste lucruri. Cum este posibil să analizezi mintea de dincolo de minte, de a percepe percepătorul fără să recurgi la minte, fără să recurgi la instrumentele minții. Toate acestea sunt lucruri pe care nu le poți explica, din păcate. Sunt exact ca și gustul zahărului sau gustul cafelei. Cine n-a băut niciodată cafea sau n-a mâncat zahăr, nu poate să explice aceste lucruri. Nu. Adică poți să dai sugestii, poți să dai niște înțelesuri, niște hinturi, cum se spune.
Însă nu o să poți niciodată reprezenta într-un mod fidel o astfel de realitate. Cam așa stau lucrurile cu această experiență. Nu știu, cu speranța că m-am făcut cât de cât înțeles pe această cale, măcar de cei care au un interes în direcția aceasta, vă urez o noapte minunată.